Salut! Aș vrea să comentez despre acest clip care mi-a apărut pe Facebook și oamenii se întreabă dacă trebuie să îl vedem dacă este un miracol sau nu, dacă credem că există miracole. Și ce este interesant este că acesta este pe profilul unei biserici care este o biserică din Nigeria, nu aceasta este problema, dar singura problemă este că acest clip este dintr-un film, nu este un clip din viața reală. Și de asta nu este un miracol. Iar dacă oamenii cred că există miracole, dar că există într-un clip, sunt multe filme care trebuie să le vedeți, să vedeți că există miracole. Sau dacă nu credem că, cu siguranță că suntem în Matrix sau alte lucruri de acest gen. Dar cineva ar spune, Ciprian, de unde știi care este seria? Și vreau să spun că aceasta este seria în care Come on. What is wrong now? You. Stop it. It's not funny. În care fata este practic împinsă. Și aceasta, să fiu absolut clar, nu este un spoiler, dar ce este mai departe să fie un spoiler despre această serie. Nu este critic spoilerul, dar este destul de important. Iar acesta, dacă urmăriți această serie, Midnight Mass, care o recomand, în special dacă sunteți interesați de dialogul din lumea religioasă, vă rog să ieșiți. Dar, în continuare, partea cea mai fascinantă în acest episod sau această serie sau acest miracol este că un demon îi dă puterea acestui preot ca să vindece, practic, pe fată. Deci, iar, practic, toată comunitatea este dusă în declin și devin din ce în ce mai demonizați, să zicem așa, dar prin faptul că văd miracolele făcute de un demon. Și asta este o întrebare foarte bună teologică să o pui. De unde știi dacă, virgulă, chiar ai vedea un miracol? Dacă demonii nu sunt răspunsul la soluția ta. Dar bineînțeles, nu uitați că acesta este un miracol de film. Și asta cred că concluzionează ceea ce zic de obicei. Anume, rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!